Primăria și Consiliul Local Stâlpeni, împreună cu Centrul Cultural și de Arte Argeș, au organizat cu această ocazie un spectacol oferit de Orchestra Doina Argeșului și artiști locali. Ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, ce frumoasă este viața când te apucă dimineața, dimineața la șosea, cu mâinile altuia, dimineața pe răcoare, fără bani în buzunare, uite așa ne trece Foc au fost amenajate standuri unde producători locali, dar și din localitățile vecinate și-au etalat marfa pusă la vânzare. Brânza de burduf, telemea de vacă, urdă dulce, urdă sărată, cașcaval afumat. Eu am mers pe tradiționalul, adică roata, căruța, că străbunicii mei asta făceau, roți, căruțe, și care eu roata am încercat să-i dau altă utilitate, se fac o lustră, pe care, adică, acum nu se mai caută căruțele cu roți din astea de lemn și eu la roată am încercat să-i dau o utilitate, adică să-i dau, să excludem chinezăriile pe piață și băgăm ceva rustic, roata cu un castron, cu un fason și cu un bec pe care poate să dea o lumină undeva. Oamenii mai în vârstă, prezenți la focul modern din zilele noastre, își amintesc că pe vremea lor altfel se sărbătorea focul lui Sumedru. Când eram eu mic, era mult diferit față de timpurile actuale. Ne adunam toți copiii într-un loc, după o uliță, ca așa se numește aici la noi la țară, uliță, nu e stradă ca la oraș, la un loc, veneau toți vecinii, toți de pe uliță, fiecare copilaș era cu traița lui, agățată de gât și primea de la fiecare ce avea o nucă, un covrig, o gogoașe, un biscuite, o felie de pâine să primea și asta. Dar sunt prea mulți ani de atunci, eu am 70 de ani, dar acest obicei ar fi păcat de s-ar pierde în zona noastră. Cu perinariză, cum ziceam noi, deci cu coceni, cuclă de coceni, cu iarbă, mere, nuci, era, strângea copii mulți, spunea copii de la școală poezii, nuci, mere, fiecare ce avea, biscuiți, eugenii, acum s-a modernizat. Indiferent de timpuri sau stiluri de organizare, focul lui Sumedru reprezintă pentru toată lumea un bun prilej de bucurie și socializare.